Mai mulți parlamentari au inițiat un proiect de lege sub sloganul Primul loc de muncă. Acest proiect este adresat tinerilor care nu au avut un loc de muncă niciodată. Angajatorii care încadrează în muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată, tineri, primesc lunar valoarea salariului minim de bază și sunt scutiți și de plata contribuțiilor de asigurări sociale pe o perioadă de 18 luni. Măsura este una benefică, întrucât numărul șomerilor este în creștere. Este un lucru foarte bun și benefic pentru angajatori și implicit pentru societate, fiindcă prin aceste facilități acordate, angajatorii vor fi stimulați să creeze locuri de muncă, numărul locurilor de muncă fiind din ce în ce mai mare, automat numărul șomerilor va scădea și implicit rata șomajului va fi mai mică. Oamenii spun că este o idee bună, însă mai trebuie de văzut dacă va fi aplicată. Ar fi foarte bine, foarte bine, chiar și eu am un băiat care nu are loc de muncă. Foarte bine, o părere foarte bună. Bine ar fi să fac așa. Asta e ideea bună, da. Dacă se ține de cuvânt, de vorbe, de să-i ajute. N-au unde să duce, în altă parte. Au nevoie. Au nevoie ca de aer. Da. Mi se pare o idee bună. E foarte bună, da. Trebuie să o facă. Dacă legea va fi adoptată, va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016.